Începând cu 1 ianuarie 2018, piața energiei electrice este complet liberalizată. În consecință, toți consumatorii de energie electrică pot încheia contracte pentru furnizarea energiei electrice în condiții de concurență cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează pe piața cu amănuntul. Astfel, pentru a alege furnizorul de energie, puteți accesa pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Domeniul energiei electrică, secțiunea informații de interes public. La rubrica furnizare către consumatori puteți găsi o serie de materiale informative privind schimbarea furnizorului. La alegerea ofertelor este recomandat să se facă o analiză comparativă a informațiilor în ceea ce privește prețul, durata, modalitățile de plată, condițiile de încetare a contractului sau clauzele penalizatoare. Pentru a alege în cunoștință de cauză este de preferat să faceți o comparație și cu condițiile de furnizare existente. De asemenea, trebuie să vă asigurați că ofertele au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale privind componentele care vor fi incluse în factura finală. Piața concurențială poate avea un efect notabil în ceea ce privește economiile la factura de energie electrică. Consumatorii trebuie să știe că oricând opțiunea să schimbe furnizorul de energie electrică. De asemenea, pot alege să rămână la același furnizor, dar să schimbe contractul.